Today we gathered here to run 1 kilometer backwards because while we can run backwards, planet Earth doesn't have this option. And we have this year in August, we are going to use all the resources the planet is able to produce during this year. So we are running the resources of the planet on the depth. Larissa, as an athlete, what does it mean for you to be an athlete mindful to nature? Cred că pentru un sportiv de performanță contează foarte mult mediul în care se antrenează. Automat, dacă performanța face parte din natura noastră, hai să facem o performanță din a avea grijă de planeta noastră. What does it mean for you, the diet and the food with respect to nature? Obișnuiesc să folosesc recipientele în care am mâncat deja, să am grijă foarte tare la ceea ce mănânc, desigur, și cum mă hidratez, dar în același timp să folosesc cu chipzuință absolut toate echipamentele pe care eu trebuie să le folosesc în activitatea mea. Hello Radu, I would like to ask you, what does it mean for you to be athlete mindful to nature? Ca atlet sau ca om care petrece timp în natură, cred că este super important ca de fiecare dată când ne uităm la o poză de la munte sau din pădure și zicem, Doamne, cât de frumoasă și de pură și de curată e natura, să înțelegem că ea rămâne frumoasă, pură și curată dacă noi avem grijă de ea și dacă nu aruncăm lucruri. Așadar, cred că indiferent dacă mergem la alergat, într-o drumeție, cu bicicleta, pe munte sau în pădure, este foarte important să culegem lucrurile pe care le folosim în timpul antrenamentului, fie că sunt ambalaje, fie că sunt sticle, fie că sunt orice alte lucruri pe care le-am putea lăsa în urmă. And what would you tell us about the equipment? What equipment you think is the right equipment having in mind nature? Cred că este foarte bine într-o lume destul de consumeristă să încercăm să luăm lucruri pe care să le folosim ani de zile. Cred foarte mult în a da mai departe lucrurile pe care nu le mai folosim către oameni care poate nu au acces la echipament sportiv. De asemenea, pot să dau și un exemplu, genul ăsta de sticlă, de flasc de alergare, în loc să folosești peturi când ieși la alergat, pui apă în ăsta și ai salvat o sticlă de plastic. Dar fiecare pas contează, așadar cred că e foarte important. I also consider the journey to the training and to the competition as a very important part to take care when it comes to the impact to the nature. That's why I really recommend to train around the house, go to the and participate or even organize the competitions, having in mind the impact to the earth and the impact to the community, as we do in Marathon Oltenie. All the participants in the Marathon Oltenie, by their actions, they are supporting the local communities in Rimnicu-Vâlcea, and they are doing good things as well for the earth. That's why I would like as well both of you invite to Rimnicu-Vâlcea, which is happening in end of August, so I hope that you will join us there. Let me propose to make the commitment. How many days or hours each of you is ready to dedicate for the earth? Eu cred că 30 de zile. Eu aș zice 40 de zile. I would make 1000 hours. Hai să facem!